Sezonul 4 din Moslayer se anunță a fi unul legendar. Ne apropiem ușor ușor de finalul seriei și după evenimentele din Swordsmith's Village, Tanjiro se trezește iar după o săptămână de recuperare. Iar apoi îl vedem pe Muichiro care spune că și-a revenit mai greu din cauza otrăvirii lui Gyoko. Explicându-le celorlalți Sașira. acesta spune că a încercat să protejeze un băiat în fața morții și atunci au revenit și memorile iar emoțiile sale au fost mai intense ca niciodată. În același timp, inima sa a trecut de 200 de bătăi pe minut, corpul său de de impresia că va lua foc, temperatura corpului lui Muiciro trecând de 39 de grade Celsius. El mai spune și că semnul face probabil diferența în legătură cu moartea și supraviețuirea unui asemenea eveniment. Sanemi spune că totul e atât de simplu, iar Ghiu menționează că este gelos pe cei care cred că așa ceva e simplu de obținut. Soția lui Oyataka Sama vine cu ideea unui stagiu de antrenament unde cei cărora le-a apărut semnul trebuie să fie prezenți 100%, fără excepții. După încheierea ședinței, Hashira Arapei își face anunțată plecarea, iar Sanemi spune că ar trebui să facă un plan împreună, toți pilarii. Ghiu îi răspunde că așa ceva nu are de-a face cu el, iar Obana revoltat, îi spune că nu-și înțelege poziția de Hashira. Ghiu îi răspunde trist că el nu este ca ei, vorbe care îl enervează pe Sanemi, acesta considerându-se luat la mișto, dar presupusul viitor scandal este oprit de propunerea lui Ghiomei. În următoarele cadre îl putem observa pe Tanjiro, care se bucură când primește mânerul de cedatul lui Rengoku, iar Haganezuka îi spune că ierarhia vânătorilor de demoni a fost stabilită după crearea acelei săbii Și de aia, aceste săbi bimenite doar pentru Hashira privesc însemnarea cu semnul distrugerii. Tot Hagane îi spune lui Tanjiro despre creatorul acestei săbi, care a creat-o pentru a distruge absolut toți demonii. Și desigur, Haganezuka, din nu știu ce motiv, îl agresează nervos pe Tanjiro din nou. Și dintr-o dată, pe fereastră, apare Inosuke în după putere, anunțându-l pe Tanjiro că foarte mulți oameni se antrenează afară pentru a deveni mai puternici. Pentru că a început o sesiune specială de antrenament, numită Antrenament Hashira sau Pillar Training, unde toți vânătorii de demonii demoni clasați mai jos de nivelul de Hashira se vor antrena cu fiecare Hashira pe rând. În mod normal, fiecare Hashira și-ar fi antrenat doar succesorul, din cauza ocupațiilor destul de importante, dar de când Nezuko a învins soarele, demonii s-au oprit din a apărea. După anunțul sesiunii de antrenament, Tanjiro îi spune lui Zenitsu că tot ce va învăța în pillar training îl va ajuta pe viitor, dar Zenitsu nu reacționează prea bine, iar mai apoi Tanjiro primește o scrisoare destul de importantă. Revenind la sesiunile de antrenament, îl avem în prim plan pe retrasul Uzui Tengen, care pare să chinuie pe cineva în antrenament. Pentru că Uzui se va ocupa de antrenamentele pentru rezistența fizică, mițurii de flexibilitate, iar Muichiro îi va antrena pe vânătorii de rang mai mic în agilitate. După care Obanai se va focusa pe skillurile cu sabia, Sanemi de infinite pounding și ghiomei de structura musculară. Până și Hashira vor suporta antrenament înfruntându-și discipolii deodată, în speranța că îi va crește cuiva temperatura corpului pentru a le apărea semnele pe față sau pe corp. Iar cei a căror semne au apărut deja se vor antrena continuu pentru a-și putea menține puterea semnelor. Lor cât mai mult. Toate acestea motivând fiecare membru activ al Demon Slayer Corps, cu a excepția unuia. Dar desigur că Tanjiro este aici special pentru susținere morală, căutându-l pe Ghiu, chiar cerându-i acestuia să-l antreneze când va fi apt de antrenament, acesta refuzându-l direct. După aceea Tanjiro desigur că miroase nervii lui Tomioka și îl întreabă care este problema, iar Ghiu îi spune că este nervos pe faptul că Tanjiro nu a stăpânit 100% respirația apei, pentru a deveni stâlpul apei. Protagonistul își cere scuze spunând că nu e nimic ciudat în faptul că respirația S-a schimbat pe parcurs. Ghiu îi răspunde într-o manieră depresivă că nu se referea la asta. El face referire la postul liber de Hashira al Apei pentru că el nu este Hashira al Apei. După această conversație scurtă, ne este arătat faptul că Oyata Sama i-a trimis acea scrisoare lui Tanjiro, spunându-i că vrea să vorbească cu Ghiu, rugându-l pe el să comunice cu acesta și să-i transmită că nu e momentul în care să le întoarcă spatele. Și cu toate că a fost refuzat imediat, Tanjiro a continuat să se țină după Tomioka toată după amiaza și toată seara. După a patra zi de urmărire constantă, Ghiu eu a cedat și ce spune lui Tanjiro că el nu a trecut niciodată de selecția finală, povestindu-i protagonistului despre Sabito, pe care sper că vi-l mai aduceți aminte. Tomioka începe să povestească că s-au înțeles bine în timpul selecției pentru că amândoi și-au pierdut familia, erau de aceeași vârstă și, și că Sabito avea un simț dezvoltat al justiției. Totodată el a fost singurul care a murit în acea ediție a selecției. În mare parte, el s-a ocupat de aproape toți demonii de pe munte, dar finalul a fost total invers. Sabito a fost singurul care nu a trecut de selecția finală. Eu spune că atunci el a fost înjunghiat de un demon încă de la început, iar Sabito a venit și i-a salvat viața. Și tot Sabito l-a încredițat altui băiat în timp ce se îndrepta spre altă persoană neajutorată. Ghiu mai apoi se învinovățește zicând că nu a putut învinge nici măcar un singur demon și că nu se poate numi Hashira al apei. Zicându-i lui Tanjiro să nu se preocupe prea tare cu el, comunicându-i să se ducă la antrenamentul special, fiindcă el nu va primi niciodată semnul Demon Slayer. Tanjiro încearcă să intre apoi în mintea lui Ghiu, care ar crede că moartea lui ar fi cel mai bun lucru, iar apoi își aduce aminte de Sabito și de sora sa, care i-au salvat viața în timpul antrenamentului său de la început, gândindu-se cât de uimitor a fost să salveze pe absolut toată lumea participantă la selecția proprie. Când lui Tanjiro mai apoi zboară la Rengoku, care și-a riscat și el viața pentru a-l proteja, întrebându-l pe Ghiu dacă cei i-a încredințat Sabito nu însemna nimic pentru el, cuvinte care l-au șocat pe acesta, aducându-i aminte de alte vorbe ale lui Sabito, care i-a spus că dacă va mai spune odată că moartea lui ar fi cel mai bun lucru, vor înceta din a fi prieteni. Acesta amintește și că sora lui Ghiu s-a sacrificat pentru a-l salva, iar în lor nu ar trebui să renunțe. Cerând scuze pentru imaturitate, îi spune într-un final lui Tanjiro că se va antrena, dar Tanjiro îl întreabă dacă vrea să mănânce o soba rece. Următoarea scenă este cu Shinobu destul de îmbuvnat, care îi spune altarului surorii ei să o calmeze. Iar apoi apare Kanae, care îi spune că a terminat antrenamentul cu Sanemi și dacă va putea să se antreneze cu maestrul ei după ce trece de sesiunea lui Ghiomei. Shinobu îi răspunde serioasă că nu poate participa la acest antrenament, bucurându-se totuși că este apreciată de discipolul ei. Iar cum este timpul să-i povestească lui Kanae despre demonul care i-a ucis sora. Iar de nicăieri o avem în față pe Tamayo, care discută cu una din ciorile asociației de vânători, care îi face o propunere destul de interesantă cum ar fi să lucreze împreună pentru a-l opri pe Kibutsuji Muzan. După toate aceste momente tensionante, Tanjiro a început și el antrenamentele, trecând cu brio de cel al lui Uzui și Muichiro, iar la fel de ușor le-a rezolvat și pe cele ale lui Mitsuri și Obanai. Toate bune și frumoase până la sesiunea cu Sanemi, care este deja nervos și îi spune să nu se umfle în pene pentru că el încă nu l-a acceptat. Iar Tanjiro îi spune Senin că nici el nu l acceptă acceptat pe Sanemi pentru că a înjunghiat -o pe Nezuko, alegându-se desigur cu fața umflată, dar umblând pe coridoare, îl aude pe Genia care încearcă să-i spună ceva fratelui său. Dar Sanemi îi răspunde cu faptul că nu are niciun frate, spunându-i că nu are niciun talent și că mai bine ar părăsi Demon Slayer. -ii. Genia tot încearcă să-și ceară scuze, făcând greșeala de a spune că poate mânca demoni. Vorbe care îl șochează pe Sanemi, încercând să-l atace brutal. Dar bine că protagonistul nostru era pe poziții și salvează situația. Iar de aici naște o ceartă între cei doi. Sanemi lovindu-l pe Tanjiro în stomac, dar fără efect, fiindcă acesta a blocat. Dar Sanemi tot amenință că o să l omoare, dar după ce totul a degenerat, Sanemi și Tanjiro nu au mai avut voie să se apropie unul de altul. Din păcate, eroul nostru nu a putut salva și relația dintre cei doi frații. Pe repede înainte, Zenitsu și Tanjiro au reușit să ajungă în sfârșit la ultimul antrenament, cel al lui Ghiomei, unde observă o cascadă și pe Inosuke care se chinuie sub cascadă. Și în spatele lor chiar Ghiomei spunându-le că că își vor șterge mintea, până și focul va deveni rece. Acesta le mai spune și că cea mai importantă parte a corpului sunt mușchii, apoi explicându-le antrenamentul care va fi următorul. Lupta împotriva cascadei, mai apoi ridicarea și mutarea unor butuși de lemn măricei, iar ultima probă, împingerea unui bolovan printr-un oraș. Ghiomei mai și spune că antrenamentul său este ușor și că astea sunt singurele trei lucruri pe care trebuie să le facă, dar nici nu au început și zenițoale și nat. La cină, Inosuke le spune că Hashira al pietrei este cel mai puternic vânător de de și Zenitsu susține contrariul, spunând că el nu crede că un asemenea om poate muta bolovanul printr-un oraș. Tanjiro îi spune că Himeji Masan poate împinge stânci mai mari de atâta, dar Zenitsu nu îl crede până când în spatele lor se și adevărește. Tanjiro încearcă din răsputeri să-și îndeplinească cea de-a treia probă și între timp observă cum mulți renunță la acest antrenament și chiar și după șase zile. Piatra cea mare nu s-a mutat. Și odată, prin surprindere, apare genia în fața lui care îl întreabă dacă semnul de pe fața sa nu a devenit cumva mai mare decât era. Genia, fiind discipolul lui Yomei, îi spune că acesta folosește niște mișcări continue care ajută la concentrare și că asta este cheia rezolvării celei de-a treia probe. Totodată, situația este mutată la un demon al lui Muzan care spune că a mai găsit o persoană, spunând că acum știe 60% din puterile tuturor vânătorilor de demoni, dar Tom nu a reușit să o găsească pe Nezuko. Muzan însuși le declară după aceea lui Nezuko și Ubuyashiki că îi va găsi. După aceea, Tanjiro explică că ce l-a învățat Genia îi poate activa toate cele cinci simțuri, punând că genia nu poate folosi respirații, dar poate să atingă full focus prin mișcări repetitive. Când genia și ghiomei se gândesc la nervii și amintirile din trecut, le sunt stârnite emoțiile puternice care le cresc bătăile inimii și temperatura corpului. Folosind această tehnică, îți poți ridica focusul în absolut orice moment și, aducându-și aminte de familie, de Rengo San, Tanjiro se motivează și reușește să împingă bolovanul spre surprinderea lui Zenitsu, care primește o scrisoare destul de ciudată. Continuând, Tanjiro își îndeplinește misiunea și este deshidratat complet, însă este salvat de Himeji Masan care îi spune că antrenamentul stâlpului de piatră este complet și că îl acceptă. Îi spune că îl acceptă pentru faptul că și-a sacrificat sora pentru a salva sătenii în Swordsmith Village, dar Tanjiro îi spune că greșește, Nezuko fiind cea care a făcut acea alegere, mulțumindu-i pentru apă și pentru tot ce a învățat în aceste zile. Iomei completează zicând că indiferent de ce vor zice restul, el îl va accepta pe Tanjiro și cum ne-am obișnuit backstory. Ghiomei ne prezintă faptul că avea grijă de vreo 8 copii orfani și mai spune că ei erau apropiați ca o familie, până când un băiat sacrifică familia pentru a salva pielea din fața unui demon. Invitându-l pe demon în castel, patru copii au fost uciși instant. Ghiomei a încercat tot ce poate pentru a-i proteja, dar trei din patru copii au fugit pe unde au apucat, ei crezând că o persoană oarbă ca și el nu îi poate proteja. Singura persoană care a ascultat de el a fost cea mai mică fetiță, Sayo, fiind și singura care a supraviețuit mulțumită lui Ghiomei, care a luptat din răsputeri pentru pentru a-i proteja, folosindu-și pumnii pentru a desfigura și distruge acel demon. O fi pierdut Ghiomei multe în acea seară, dar măcar a protejat-o pe Sayo. Dar când au venit oamenii în ajutorul lor, Sayo le-a spus că el este un monstru și că el a ucis toți copiii, aruncându-l pe Ghiomei în pușcărie, fiindcă trupurile copiilor au rămas, iar cel al demonului a devenit praf și pulbere. Îi comunică lui Tanjiro și faptul că dacă nu era Oyata Takasama, el probabil ar fi fost și acum în pușcărie, și că virtuțile lui Tanjiro sunt absolute, spunând că o să ajute să ia doar deciziile corecte în viață, petrecând un moment frumos împreună. După toate astea, Genya și Tanjiro discută despre Ghiomei și bunătatea sa, când Tanjiro îl întreabă pe acesta ceva despre fratele său mai mare. Și înainte de plecarea din zonă, Tanjiro se duce la Zenitsu pentru a se asigura că este ok, dar acesta nu este în apele sale spunând că știe ce trebuie să facă. Acest lucru despre care vorbește fiind ceva pe care doar el poate să-l facă. Lăsându-l pe blondinul liniștea sa, Tanjiro îl caută pe Ghiu, care se află într-un fel de duel cu Sanemi, aceștia atacându-se reciproc de câteva ori, până când săbile de lemn se rup și totul s-a rezumat la lupta cu pumnii, oprită bineînțeles de Tanjiro. Sanemi pleacă ca o furtună, iar Tanjiro îl întreabă pe Ghiu de ce se luptau, iar acesta îi spune discipolului său că nu era o luptă, era un antrenament, iar ca semn de respect îi va oferi o hagi lui Sanemi la următorul antrenament, următorul cadru fiind cu Sanemi care găsește un ochi destul de ciudățel. Dar ce este și mai interesant este acest panel cu Oya Takasama pe patul morții, urându-i bun venit lui Q. Butsuji, Muzan însuși. Și mai interesant este că Muzan apare în carne și oase în fața liderului Demon Slayer Corps. Ubuya Shiki realizează că demonul pe care familia sa și vânătorii de demoni l-au urmărit timp de 1000 de ani este acum chiar în fața lui, punându i acestuia că era sigur că Muzan va veni să-l omoare cu mâna lui. Muzan se arată dezamăgit de liderul vânătorilor, spunând că acest cap al unei familii care îl urmărește de atâta timp zace în fața lui fără nicio urmă de apărare. Oiataka însă îi răspunde că doctorul spus acum an și jumătate că va muri în câteva zile și totuși încă este în viață încercând să-și atingă scopul său final de a-l învinge pe Muzan. Regele demon îl descurajează zicându-i că visul său se va risipi în această seară, fiindcă îi va pune capăt vieții, iar tot Muzan ne informează că cei doi sunt din același sânge. Fiecare persoană din familia lor, născându-se extrem de slabă, murind aproape imediat, preotul sfătuindu-i să își dedice toată viața în lupta împotriva unui singur demon, demon care a răsărit chiar din propriul lor sânge. Cei din familia au primit chiar neveste din familii de preot timp de generații. Niciunul dintre ei nu reușind să treacă de vârsta de 30 de ani. Muzan îi spune că nici cerurile nu-l pot pedepsi și că în cei 1000 de ani trăiți de el, nu a văzut niciun buda sau niciun zeu care să-l pedepsească pentru toate uciderile sale. Ubuia și chi se arată curajos, întrebându-l pe Muzan care este visul tău, lăsându-l pe acesta puțin șocat. Regele de mon chiar spune că se simte ciudat pentru că nu simte niciun fel de sentiment de ură față de omul din fața sa, om care l-a vânat toată viața. Oyataka îi spune că răspunsul la întrebarea sa este eternitatea, indestructibilitatea. La acestea visează Muzan. Și într-o manieră arogantă, Michael Jackson îi răspunde că în curând vor deveni realitate, odată ce va pune mâna pe Liderul vânătorilor de demoni îi spune cu tărie că visul lui nu va deveni realitate, punându i că a înțeles greșit toată treaba cu eternitatea. Eternitatea constând în gândurile omenești, ele sunt indestructibile. Muzan nervos îi spune că vorbește doar nonsens, dar Oyataka îi spune că vânătorii de demoni nu au murit timp de om de ani, în ciuda tuturor deceselor nevinovate. Dându-i peste nas drăgușorului, Oyataka îi mai spune și că acțiunile lui Muza nu au fost uitate nici măcar o dată în 1000 de ani și, din potrivă, chiar a trezit o creatură adormită formată din mai multe corpuri, toate având același sentiment, ura față de regele demon. Indiferent că Muza îl omoară pe Oyataka sau nu, vrătorii săi nu se vor opri din a căuta pe demon, acestea fiind gândurile pe care Muza nu le poate înțelege cu mintea sa demonică, Punând ci sare pe rană, îi mai spune că demonii se vor opri din odată ce le va muri liderul. Muzan se apropie pentru execuția finală, dar Obuyashiki îi spune că este iubit de vânătorii de demoni de fiecare în parte. Regele demon dă doi bani pe spusele omului și odată din toate colțurile se anunță adunarea de urgență și absolut toți stâlpii, inclusiv Tanjiro, se grăbesc către sanctuarul liderului. Aceste imagini aducându-ne secvențe din trecut în care Sane mi spune că Oyataka-sama ar trebui să fie păzit de cel puțin doi Hashira. Din păcate, liderul chiar insistă că cineva așa de puternic și important nu ar trebui să fie ținut pe loc. Și Nobu completând cu faptul că nimeni din familia sa nu a avut vreodată un bodyguard în toată istoria lor. Și de nicăieri, bum! Casa explodează, toată lumea este șocată și Muzan arde. Liderul din Air Corps, împreună cu nevasta și cele două fete, s-a aruncat în aer de unul singur, surprizându-l până și pe Muzan. Acesta realizând că adversarul său, chiar și după moarte, are aș în mânecă. Și deodată este străpuns din toate părțile de nimeni alta decât Tamayo. Muzan absorbindu-i pumnul care conține un drog ce transformă în demonii în oameni. Acesta încearcă să o arunce pe Tamayo în vinovăție și ură de sine pentru tot ce a făcut, dar Ghiomei ajunge la timp pentru a lansa un nou atac. După acest moment ne sunt arătate secvențe din trecut, unde Ghiomei este protejat și înțeles de o ataca care a spus să-l folosească drept în momentul în care Muzan va sosi. De unde știa că va veni Muzan? Păi familia Obuyashiki a fost înzestrată cu un instinct senzațional, aproape ca o vedere în viitor. Ghiomei din prezent lansează un atac direct în capul regelui demon, care din păcate nu va muri indiferent de câte ori vei tăia capul, aducându-și aminte că fostul său lider i-a transmis că soarele este singurul mod de a-l omorâ pe Muzan, așa că folosește tot felul de tehnici asupra lui pentru a-l ține ocupat. Și apar și toți războinicii omenirii, șocați de faptul că regele demonstă chiar în fața lor, folosindu-și toți atacurile simultan, dar deodată se trezesc într-o cădere liberă, fiind controlați de Muzan, care le spune că acum vor merge în iad. Tanjiro îi răspunde în plină cădere că el va fi cel care va merge în iad, și canarea continuă cu Muzan care îi spune, vină și prinde-mă, Kama do Tanjiro. Acum, luați-vă popcorn, fiți pregătiți, intrăm în cel mai intens și bine pregătit arc din Demon Slayer, Infinity Castle. În plina sa cădere, Tanjiro se gândește doar la cum îl poate prinde pe Muzan. Încerca să-și dea seama totodată și unde se află în momentul de față, când îngerul său salvator, Tomioka Ghiu îl prinde și îi amortizează căderea. Dar nu are timp să-i mulțumească pentru că pe la spate este atacat de un demon, dar îi taie capul aproape imediat. Însă alți demoni îi sunt pe urme lui Tanjiro și Giu, doar că aceștia folosesc un atac sincron și rezolvă situația imediat. În următoarele imagini îl avem pe Obanai într-o situație asemănătoare, protejând-o pe Mitsuri. Aceasta în toate parcă îndrăgostită de utilizatorul șarpelui. În alt colț al castelului infinit sunt Muiciro și Ghiomei, care își pun problema numărului mare de demoni. Muichiro aflând de la Ghiomei că Oia sama a decedat, jurând să-l omoare pe cel care i-a ucis familia și cel de-al doilea tată, iar Gomei nervos îi răspunde că toți se simt la fel. Sanemi a ucigând și el un demon cu ură, iar apoi avem imagini cu Inosuke și Zenitsu care spune că nu va ierta niciodată acea persoană. Dar acum este mai important faptul că Shinobu este cu ochii căte către un Demon înconjurat de cadrave de femei. Demonul fiind chiar Doma, care se oprește din festin pentru a aprecia valorile lui și Nobu, această privire trezindu-i amintiri acesteia. Amintirea de când sora sa a murit în brațele ei, spunându-i să părăsească vânătorii de demoni. Și Nobu implora implora să-i spună cum arată demonul care a ucis-o, aceasta răspunzându-i că un demon cu un semn de picătură de sânge pe cap, iar următoarea secvență este cu Doma spunând replica, Bună, încântat de cunoștință, eu sunt Doma, o fată încă rămasă în viață lângă el, cerând ajutorul disperat. Și Shinobu chiar reușește să-i salveze viața acesteia, dar din păcate, în zadar. Armele acestuia din amintirile stâlpului insectelor fiind chiar evantaiele foarte ascuțite. Doma se prezintă drept fondatorul cultului Eternului Paradis, iar Shinobu în sfârșit realizează că el este făptașul care i-a ucis sora. Doma spune că a ajutat-o pe acea domniță, încheiindu-i durerea și suferința, dar Shinobu îi răspunde că nu e sănătos mental. Selenarul cu numărul 2 chiar îi spune că dacă are vă problemă, el o va asculta. Vorbe care o enervează și mai tare pe Shinobu, dacă nu cumva recunoaște haoriul de pe ea, iar Doma își aduce aminte de fata cu respirația florii. Și Nobu lansează un atac imediat fix în ochiul demonului, eschivându-se imediat după de atacul întors al acestuia. Doma o apreciază și îi spune că a fost o înjunghiere pe cinste și că nu s-a putut feri. Și Nobu informându-l că a fost otrăvit, lăsându-l în șoc. Acesta scoate pe gură o cantitate mare de sânge, spunând că este o otravă mai puternică decât cea folosită pe Rui. Și din păcate, din nou, Doma a fost capabil să descompună această otravă, spunând chiar că el se distrează în nemaipomenit. Șinobu, Și Nobu, luându poziția de luptă. Deodată ne este arătat un ochi de lui Doma de când era copil. Un copil născut cu ochii curcubeu. forțat de părinții să-i stupi, să fie stâlpul unui cult, Fiind i milă de toți oamenii care vin să se roage la un copil micuț. Dar cu o strălucire divină în ochi, chiar făcându-și griji de cei care veneau în fața lui, a unul cu numărul 2, își prezintă intenția de a face pe toată lumea fericită, înconjurat de un număr mare de cranii omenești. Oamenii care nu au realizat că nu există niciun Dumnezeu care să aibă grijă de ei. Și în backstory, intrăm direct în atacul instant al lui Shinobu. Demonul o complimentează spunându-i că este cel mai rapid Hashira pe care l-a întâlnit, înjunghiind-o pe aceasta ne aștepta de repede. Tot el spune că o trava nu va avea niciun efect și că mai bine i-ar tăia capul. Dar din păcate, asta nu ar fi mers, fiindcă nu are puterea necesară pentru așa ceva. Acum Shinobu în propriul sânge se gândește doar la faptul că este foarte micuță, întrebându-se de ce nu a crescut mai înaltă, gândindu-se că este neputincioasă, mușchii ei fiind foarte mici și slabi. Se gândește că ultimele vorbe ale surorii ei ar fi fost nu ai cum să câștigi în fața acestui demon și tot sora ei îi apare în față spunându-i să se adune și să nu plângă. Replica, ridică-te, stâlpa al insectelor, și Nobu. Surama mare a acesteia îi spune că trebuie să rezolve să câștige situația, indiferent de câte va trebui să sacrifice, fiindcă i-a promis micuței Kanao. Având un moment emoționant împreună, aceasta ridicându-se apoi motivată și determinată. Doma spunându-i că nu poate fi salvată, dar folosind respirația insectei, lansează un atac atât de rapid încât îl ia prin surprindere pe Doma. Și urmează o serie de atacuri periculoase, care o duc la limita de mai grave, dar care se termină cu Doma lipit aproape de perete, străpuns de sabia eroinei noastre. Și de nicăieri fața lui Tanjiroi apare în minte, întrebând-o dacă este nervoasă, și Nobu răspunzându-i că este foarte nervoasă de un timp îndelungat. Familia, sora și toate rudele mai puțin ca Nao, fiindu-i ucise de către demoni. Tot ea spune că toate astea o enervează și că nu înțelege de ce o trava nu funcționează pe demonul cu numărul 2. Doma o ia în brațe puternic pe Shinobu, începând să plângă, spunându-i că a fost minunat. Știind că totul este nefolositor, tot a încercat să doboare un adversar mai puternic. Și Nobu ca o domnișoară îi răspunde cu replica areziniad. Când Kanao apare grăbită pe ușa sanctuarului lui Doma, văzând o pe Shinobu în brațele demonului, lasând un atac în zadar, fiindcă Shinobu deja își dăduse ultima suflare. Am fost lăsați în aer, iar acum ne este arătat Zenitsu, spunându-i unei persoane, știu că ești acolo, ieși odată. O voce răspunzându-i, nu te-ai adresat corect, eu sunt discipolul mai bătrân aici. În imagine, apărând un demon care îi spune, nu ne mai văzut de mult Zenitsu. Zenitsu nervos îi întoarce replica spunându-i, acum că ești un demon, nu mai este seniorul meu. Kaigaku. Chiar înainte de conflictul lui Zenitsu, Cioara din anunță toți Hashira că Shinobu a murit, lăsând în urmă un șoc total. Mai apoi îl avem pe fiul lui, Oyata Kasama, completând hârtii și mesaje pentru vânătorii săi de demoni. De ce? Pentru că acum el a devenit capul familiei Ubuyashiki la vârsta de 8 ani. Revenind în castelul infinitului, Zenitsu, față în față cu Kaigaku, primește replica, nu te-ai schimbat deloc. Demonul chiar îl întreabă dacă este un Hashira acum, ironizându-l și întrebându-l dacă poate face altceva acum, în afară de prima formă a respirației lor. Zenitul îi spune că pare prea fericit pentru a fi pe podeaua a părmunilor, întrebându-l totodată de ce a devenit demon. Fix el, succesorul de drept al respirației fulgerului. Dacă nu te-ai fi transformat în demon, bunicul nu s-ar fi sinucis. Explodează Zenitul deodată, lăsându-ne o imagine cu bunicul său însângerat. Kaigaku îi răspunde nepăsător că aceea nu este problema lui, pa chiar se simte ușurat că bătrânul a avut o moarte grea și lungă, spunând că le merită pe toate pentru că îi contesta poziția de succes în favoarea lui Zenitsu. Blondinul îi răspunde că bătrânul nu era senil, spunând că dacă el e la pământ, atunci demonul e gunoi, spunând că el poate folosi doar prima formă, în timp ce Kaigaku le poate folosi pe toate celelalte în afară de prima formă. Demonul lasează un atac rapid, cei doi fac un schimb în care Zenitsu domină, folosind replica prea încet gunoiule, provocându-i o rană în zona gâtului selenarului cu numărul 6. Dacă vă întrebați cum a devenit acesta demon, păi în fața lui Kokushibo el spune că nu este nicio rușine să îngenunchezi, nu e nicio pierdere cât timp nu ai murit. Kokushibo și voi oferă sângele lui și spune că dacă acel tip va accepta, vor fi aliați de acum încolo. Completând cu ideea că durează ceva timp să devii puternic, Kaigaku povestește că toate celulele din corpul său sunt speriate de tot sângele puternic care vine peste ele și îl compară pe Zenitsu cu acea senzație, spunându-i că este un nimic care nu poate să învingă un apăr Îl critică în continuare pentru că Zenitsu Agatsuma e pământ de flori, un pământ care nu are mândrie. Îl amenință mai apoi zicând că toți vor muri cândva, iar tu cu bătrânul, nu sunteți o excepție. Toate acestea în timp ce fac niște schimburi de atacuri extrem de rapide. Atacurile lui Kaiga cu părânt să-l afecteze oarecum pe Zenitsu, acesta căzând în gol. Iar acum Zenitsu își aduce aminte toate momentele sale neplăcute în care era bărfit de restul. Cu repliș precum, nu o să fie un hașira niciodată, până și Kaiga cu îi spunea că existența lui este o rușine. Zenitsu era conștient că acesta i-a urât tupeul și perseverența și el l-a urât pe el tot atât de mult. Dar în același timp l-a respectat din toată inima, spunând că mereu îl privea pe furiș. Cerând cerându-i scuze de la bunicul său, Zenitsu deschide ochii spunând scuze frățioare, folosind pentru prima oară un atac cu ochii deschiși și nu orice atac, a forma respirației fulgerului, retezându-i capul fratelui său. Kaigaku, înainte de moartea finală dă vina pe bunicul lor pentru faptul că pe el nu l-a învățat această tehnică. Zenitsu îi răspunde se ca de puteri că asta e forma creată de el, pe care voia să o folosească într-o zi când el și fratele său vor lupta cot la cot. În capul lui Zenitsu, aflându-se doar voci mirate de reușita sa și pe lângă astea, fratele său decapitat turbează și nu poate accepta că a pierdut, când odată Yushiro apare lângă el spunând că nu va primi niciodată nimic bun înapoi. Salvându-l pe Zenitsu din căderea liberă, Zenitsu în subconștientul său fiind față în față cu defunctul său bunic, cerându-i scuze pentru ce a ajuns fratele lui, plângând și regretându-și acțiunile. Bunicul său cu lacrimi în ochi, spune că tu ești toată mândria și bucuria mea. Revenind la acțiunea principală, Zenitsu este pe o targă improvizată, fiindu-i acordat primul ajutor de către niște rancuri inferioare ale vânătorilor. Fiindu-ne nu a prezentat Yushiro, unul din puținii demoni pe care Muzan nu i-a creat, acesta infiltrându-se perfect în asociația oamenilor. Zenitsu fiind în siguranță, toată atenția se mută pe Tanjiro care nu se ciocnește cu niciun apărmun, el fiind sigur că ei vor câștiga. Când Ghiu simte un mini cu tremur, iar din tavan apare o gaură imensă, de unde iese nimeni altul decât apărmunul cu numărul 3, Akaza. casa, spunându-i lui Tanjiro că este surprins să-l vadă în viață, atacând direct. Între timp, Tamayo este ținută lipită de ceva ce pare a fi o inimă creată de Muzan, care încearcă să dizolve drogul omenirii în interiorul nucleului. Înainte de toate evenimentele ce vor urma, îi vedem un prim plan pe Uzui și pe tatălui Rengoku, care laudă pe nouul lider al Demon Slayer Corps. Tatălui Rengoku mai spune și că va risca absolut totul pentru a proteja asociația, următoarele imagini fiind cu Nezuko, care transpiră, părând îndurerată, tratată chiar de primul sensei al lui Tanjiro. Acesta le spune lui Nezuko și fratelui ei să nu piardă, iar imaginea următoare ni arată pe Tanjiro față în față cu Akaza, eschivându-se perfect de un atac al acestuia, reușind să-i lase o rană destul de adâncă la mână. Dar Akaza revine pregătind o lovitură și mai puternică, ferită cu perfecțiune de protagonist. Toate aceste evoluții îl surprind pe Ghiu, iar Akaza acceptă spusele lui Rengoku, dându-i dreptate legătură cu faptul că Tanjiro nu este un băiat slab, luându-și poziția de luptă, fiind contraatacat de Ghiu și de Tanjiro, care este surprins pe la spate de Serenarul cu numărul 3, salvat însă de îngerul său, dar tot reușește să încaseze o lovitură destul de semnificativă. Ghiu refuză să-i dea lui AKAZA numele lui, blocând cu greu un atac al acestuia, atac care s-a transformat într-o serie de lovituri de picior care îl propusează pe Hashira prin mai mulți pereți. Tangiro, fără să vrea, în îngrijorarea lui, îi dă numele seniorului său demonului, făcând aproape imediat după un schimb de atacuri cu AKAZA care îi spune că îi pare mai bine ca a murit Rengoku în acea seară. Vorbe care îl scot dimineața pe Tangiro, AKAZA răspunzându-i că persoanele slabe îi provoacă simtul greață. Simțul justiției din Tanjiro iese la iveală și îi spune că cei puternici ar trebui să-i protejeze pe cei slabi, acesta fiind legea naturii. casa se simte oarecum scârbit de prezența lui Tanjiro când o mână îi apare pe umăr și îi spune că toată lumea este la început, un bebeluș care primește ajutor. Dar când casa vrea să îndepărteze această mână necunoscută, se pare că nu era nicio nouă prezență, era doar imaginația sa. Nervos și mai tare, casa se năpustește asupra protagonistului cu o serie de lovituri periculoase, centrate către punctele sale vitale, încercând să-i deducă și reticlurile din sale, contracarând ultimul atac al demonului cu numărul 3. Următoarea imagine este cu fratele mai mic al lui Rengoku, care se roagă la acesta să i protejeze pe Tanjiro și pe tatăl său, punând toată că a trimis o scrisoare în care spune că i-a transmis lui Tanjiro cum a decurs lupta dintre primul utilizator de respirația soarelui și Muza. Dar Tanjiro va avea puțin de așteptat până când va ajunge scrisoarea la el. Lupta sa cu Akaza devine din ce în ce mai intensă, acesta prinzându-i sabia protagonistului cu palmele, dar Tanjiro îl afectează cu o lovitură puternică de cap, iar mai apoi cu ajutorul lui Ghiu îi retează mâna lui Akaza. Și ce să vedeți, lui Ghiu apare pe față semnul vânătorilor de demoni. Din acest punct, lupta și atacurile sale împotriva lui Akaza devin și mai puternice și mai tensionante, reușind să-i provoace anumite răni. Tanjiro fiind îngrijorat de faptul că nu poate să-i rosească noaptea împotriva lui Akaza. Acesta se gândește intens cum reușește Akaza să prevină toate mișcările, aducându-și aminte că acesta a spus ceva despre spiritul de luptă în bătaia sa cu Rengoku. De aici, răul nostru și aduce aminte de o conversație cu Inosuke care îi spunea că mulțumită pielii sale speciale poate simți atacurile oricui, chiar dacă acestea vin pe la spate, ascuțindu-și astfel sensibilitatea pielii. Așa că dintr-o conversație copilărească, Tanjiro realizează care este soluția pentru a-l învinge pe Akaza, știind că trebuie să-și ascundă intenția de a ucide. Lupta dintre Griu și Akaza se intensifică, iar Tanjiro intervine cu un nou atac, pe care Akaza îl prinde din nou, eschivându-se de o lovitură. Tanjiro realizează brusc ce se întâmplă cu adevărat. Își aduce aminte de tatăl său, care era ca o plantă, fără să-și afișeze emoțiile și gândurile negative nici cu câteva zile înainte de moartea lui. La începutul fiecărui an, fiecare generație din familia Kamado performează un anumit tip de dans, unul destul de dificil care trebuie dansat de la răsărit până la apus. Tanjiro îi spune tatălui său că dacă este prea dificil pentru el, va începe el să-l facă cât de curând posibil. Tatăl acestuia îl refuză, spunându-i că atunci când face aceste mișcări, mintea lui devine încet încet invizibilă. Iar când mintea lui devine invizibilă, va începe să vadă prin lumea transparentă. Cu 10 zile înainte de decesul tatălui său, un urs a apărut și a început să atace toți oamenii din vecinătate. Iar într-o seară tatălui Tanjiro îl trezește pe acesta și cu un topor în mână, înfruntă și învinge ursul ex extrem de rapid. Toate acestea fac pe Tanjiro să realizeze că poate vedea prin absolut orice, iar în timp ce Ghiu San se luptă și întâmpină probleme în lupta sa, Tanjiro decide că va folosi tot ce are mai bun pentru a-l învinge pe Akaza. Demonul îi spune lui Ghiu că și-a folosit deja toate formele apei, spunând că o să oprească totul acum. Sabia lui Ghiu se rupe și la milisecundă mâna lui Akaza este tăiată de nimeni altul decât Tanjiro, care a intrat într-un mod full focus nemai văzut până acum. Akaza este panicat și îngrijorat, fiecare celulă din corpul său transmițându-i să-l omoare pe Tanjiro cât mai repede posibil și chiar își folosește cea mai puternică tehnică. Dar Tanjiro a ajuns deja în lumea transparentă, lăsându impresia lui Akaza că l-a omorât, Tanjiro afându se însă în spatele lui. Și dintr-un motiv probabil ciudat, Tanjiro strigă din toți plămânii la Akaza, spunându-i că o să-i taie capul chiar în acel moment. Akaza spunând că i-a dispărut orice urmă de spirit de luptă, iar Tanjiro, mulțumită respirației soarelui, reușește să-i reteze capul demonului cu numărul 3. Akaza este încă în stare de șoc, spunând că în toate secolele în care a trăit nu a văzut niciodată un om fără spirit de luptă. Șocul intensificându-se când se gândește că Tangiro l-a întrecut atât în luptă cât și în viteză. Astfel, Tanjiro a reușit să atingă teritoriul suprem pe care demonul și l-a dorit dintotdeauna. Ce este și mai șocant este faptul că Akaza își ține capul cu mâinile când Ghiu își aruncă sabia fix prin fruntea lui. Acesta începând să se dezintegreze, Tanjiro crezând că au câștigat. Dar corpul demonului și a poziția de luptă, șocând astfel ambivunător de demoni. Ba chiar trupul demonului decapitat îi atacă pe cei doi. Demonul încercând să se transforme în altceva, făcându-le față ambilor luptători ai umanității. Ghiu nervos îi spune că dacă vrea să-l omoare pe Tanjiro, prima oară trebuie să treacă de el. Dar deodată mâna lui Akaza este prinsă de o femeie care nu lasă să atace, spunându-i replica Hakujisan, oprește-te. Revenind la Ghiu, acesta spune că toate lucrurile încredințate lui sunt conectate către viitor, spunând cu tărie că nu-și va mai lăsa prietenii și familia să moară în fața lui, protejându-l pe Tanjiro cu riscul propriei vieți. Acum trecând la cel mai interesant moment, trupul lui Akaza nu o recunoaște pe acea femeie, care îl roagă din suflet să se oprească. Acesta îi spune că nu vrea să se oprească, fiindcă trebuie să devină mai puternic, dar aceasta îl întreabă de ce vrea să devină mai puternic. Akaza spune că dacă nu va deveni mai puternic, nu poate fugi când fură portofele și nu va putea să și revanșa. Și brusc ne apar imagini cu cineva care pare a fi una caza copil, bătut și torturat fiindcă a furat un portofel. Acesta însă fură pentru a-i cumpăra medicamente tatălui său, dar când ajunge de la tortură, o persoană în vârstă îi spune că tatăl său s-a sinucis când a auzit de pățania fiului său. În toată suferința în care se afla, micul la caza învinge de unul singur șapte bărbați în toată firea. Când un bărbat îmbrăcat în costum specific, apare și îl laudă mușchii și abilitățile corpului, după care desigur îl bate și el la rândul lui pe micuțul la Luându-l sub aripa sa, adultul îi transmite lui acaza de atunci că va locui împreună cu el, antrenându-se sub ochii săi și va avea grijă și de fica bolnava acestuia. Acaza se întâlnește cu fica frumoasă a viitorului său sensei, fata îngrijorându-se pentru rănile sale. Fata suferea de o boală care îi oferea febră constantă, mușchi slăbiți și tuse acută. Ea se numea Koyuki, trebuia să bea apă frecvent și când se ducea la baie, avea nevoie de ajutorul lui acaza. Într-o zi, acesta îi promite că vor vedea împreună artificiile unei anumite sărbători, chiar dacă nu în acea seară poate luna viitoare, anul următor și tot așa. Aceste vorbe provocându-i lacrimi fetiței bolnave. Cât despre tatăl acestei fete, el a salvat viața unui om bogat când doar ce se mutase în zonă. Și drept recompensă a primit acel dojo pe care foarte mulți practicanți de arte marțiale se băteau de ceva vreme și erau foarte geloși. Fiindcă acesta preda un stil mai aparte de luptă. Hakuji, alias Akaza, fiind singurul său elev. Într-o zi, tatălui Koyuki îi oferă dojo lui Hakuji și mâna ficei sale. Hakuji bucurându-se în primă fază că a găsit calea corectă de a trăi. În acel moment, dorindu-și din răspundere, să protejeze aceste două persoane. Dar într-o zi, când a fost să-i viziteze mormântul tatălui său, să-i spună acestuia de însurătoarea sa, a simțit niște spasme adânci în diafragmă, simțind că ceva rău s-a întâmplat. Mintea lui fiind străbătută de imagini împreună cu Koyuki atunci când și-a îndeplinit promisiunea de a aduce la artificii. Aceasta mărturisindu-i că s-a îndrăgostit de el din momentul când i-a spus că va mai exista un viitor și pentru ea. Tot ea întrebându-l dacă vrea să fie soțul ei. Hakuji îi spune că va deveni mai puternic pentru a-și proteja nevasta întreaga viață. Dar când a ajuns la Do familia Soriu a fost otrăvită de cei de la Dojoul Kenjutsu pentru a pune mâna pe încăpere, dar Hakuji s-a dus peste ei și a omorât pe toți cei 67 de membri cu mâinile goale. Tot acea seară este seara în care este găsit de Muzan, care credea că evenimentul a fost reușit de un demon, nici de cum de un copil, oferindu-i acestuia puterea și idealul său de a crea 12 demoni puternici din sângele propriu. Acasă recunoaște că acela a fost sfârșitul unei povești patetice, regretând că odată ce va muri, nu poate să se ducă în același loc cu cei dragi lui. Revenind în Castelul Infinitului, capul demonului se regenerează, iar Tanjiro pregătește un atac eșuat, deoarece mușchii săi nu mai pot ține sabia în mână, așa că își pognește adversarul. Mintea lui Akaza proiectează imagini cu socrul său și cu toți cei iubiți, autodistrugându-se, folosind cea mai puternică tehnică a sa pe el însuși, spre surprinderea vânătorilor de demoni, oprindu-și și regenerarea. Totodată recunoaște că meciul este încheiat, el pierzând din momentul în care i-a fost tăiat capul, primind mulțumiri de la tatăl său, de la socrul său, fiind criticat de Muzan, care aproape că i-a sucit gândurile, până când iubit. A lui Koyuki îi mulțumește pentru tot ce a făcut, storcând un șiroi de lacrimi de la acesta, oferindu-ne niște imagini extrem de emoționante, a dezintegrându-se odată pentru totdeauna. Și eu cred că sezonul 4 nu se va încheia aici, poate va fi și el structurat pe părți, ar aș putea continua totuși, dar m-aș lungi prea mult, așa că partea a doua a acestui sezon o voi posta când acest clip va atinge 200 de like-uri. Nu uitați să-mi lăsați un like și un comentariu dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi spuneți și care a fost lupta voastră preferată până acum. Eu am fost Nu numai bine!